Bună ziua, dragi Roșubân, găsit la întâlnirea cu Profunan. Iată-ne din nou la stupină. Am bucuria să vă spun că la momentul acesta sunt vizitat de doi tineri. Iată să-i vedem, Mihai și Cosmina, da? Da. Voi veniți dinspre Brașov acum, da? Acum mai tot amenințat-o, Mihai, că vei ajunge astăzi. Vreo câteva zile în urmă mai tot telefonat. Iată-te că ai reușit, mă bucur mult să fii ajuns. Mă găsiți la treabă, că asta se întâmplă. Eu sunt ca pe șantier aici, nu am timp deloc să respir. Asta este activitatea în apicultură. Suntem în perioadă de vârf, cu multe proiecte, cu multe idei. Și am să profit de ocazie, acum, fiindcă voi ați venit la mine, să vă prezint o idee nouă la care tot lucrez de câteva săptămâni, de vreo 2 săptămâni, așa. Și sper să le fie de mare folos tuturor celor care merg pe ProfOnline, pe biostup. Iată despre ce este vorba. Biostupul este gândit, să spunem, pentru început, în ideea de a lupta împotriva Varroa. Asta, nu? Mihai, tu mi-ai spus că ai văzut filmulețile așa și te-ai stat pe... De cât timp mai ai descoperit? Cam care? Aproape un an. Aproape un an, da? Tot stai așa atent. Am impresia că Cosmina este destul de tristă pe chestia asta, că mult timp consumă el cu treaba asta, da? Da. Toate filmulețele am văzut, dar ajuns la zi. Am ajuns la zi acum. Ai ajuns la zi? De când ai luat-o? Din 2010, când am început eu acolo? Chiar primul filmuleț. A fost 2009, la sfârșit erați într-o cameră. Așa. Deci de acolo ai luat-o și te-ai ținut așa insistent până când ai vizionat. Păi tu știi câte filme, eu am impresia, am ajuns acum la 1930 de videoclipuri. 1930 cu tot cu matematică. Dar trebuie să spun că sunt unele pe la matematică de o oră și 2 ore și jumătate, 3 ore chiar. Deci nu, acolo nu. Mai multe apicultură. Da. Dar și la apicultură. Deci în total sunt peste 1000 de ore de film. Să ai răbdare să le vezi pe toate este mare lucru. Bunar, cred că cel mai mult îl vei vedea pe ăsta de astăzi, da. Pentru că ești chiar în film, amândoi sunteți, veți fi prezenți în film. Și ceea ce mă interesează este să vedem acum cum o să încercăm să și filmăm, pentru că vreau să vă prezint ceva deosebit. Cosmina spunea că n-am mai filmat, tu ai mai filmat, dar ai vrea să... Nu, poți să faci și chestia asta, să filmezi și să stăm și de vorbă, nu? Sigur. Așa. Știi de ce? Sper că tu reziști la o înțepătură. Cosmina spunea că nu m-ai înțepat-o de când eram copil și asta e o treabă destul de dificilă, pentru că nu știi cum reacționează. La momentul care te înțeapă poți să arunci camera și eu nu prea sunt încântat să întreb asta. Da. Ce vreau să vă prezint? Spuneam că biostup a fost gândit în varianta aceasta de luptă împotriva Varroa. Însă la fiecare clipă, asta e viața unui inventator, el este într-o continuă neliniște, este tot timpul frământat de a găsi ceva nou, de a mai face un pas, nu știu, caută, nici el nu știe ce caută, dar caută, ceva nou. Dar ceva nou, tot timpul este frământat de treaba asta. Ei bine, acum m-am gândit la posibilitatea de a valorifica potențialul acesta a biostupului în mod deosebit la mulțire cât și la prevenirea și captarea Varroa. De fapt, brevetul meu pe asta este, pe mulțire și pe... Ia te rog să ridici tu capacul. Hai mă să facem o chestie de asta altă. O să... Lasă-l lateral așa, aici. Așa. Ia să încerci să lucrezi tu, că eu nu știu dacă ai lucrat vreodată. Niciodată n-ai lucrat. Sigur că am ies. Da. Frumos este. Aici e ce vreau să-ți prezint. Familia a fost 3 în 1, cum știi bine la Iernat. Asta este, nu, varianta în care aici era o diafragmă. Și între timp i-am desfăcut, au rămas o singură matcă. Da, au lucrat, matca aceea și-a făcut de treaba ei acolo. Vezi, noi lucrăm cu folie și este foarte ușor să, nu, desfacem ușor. Se desface ușor folia ca să nu simt albina că am ajuns la ea. Și acum să vezi ce problemă am eu în minte. Nu miști mânuțele, deci cu cât ne mișcăm mai puțin, cu atât avem șanse să scăpăm neînțepați. Matca a lucrat, spuneam, în perioada asta aici în față și a făcut treaba și la un moment dat, acum vreo 4-5 zile, m-am gândit că ce-ar fi să o trec din coace de grilă, de diafragmă. Am făcut această operație împreună cu vreo 3 rame cu puiet și cu 2 rame goale. Ei bine, albina din partea asta, din față, deci albina din față, a pierdut contactul cu matca. Da? Și ea a intrat în panică, zic, băi, nu-i treaba curată, totuși, era pe aici, pe undeva, nu mai este, ce se întâmplă? Și au dat drumul la boci. Da? Da, o variantă de schimb liniștit. Acum, trebuie să gândim așa, pașii. Dacă se apucă foarte repede, e treaba bună, că ea are ouă proaspete, nu? Cum l-a lăsat o șoia de la nivel de ou. Dacă însă mai întârzi până când se decide, atunci în clipa în care va porni pe larvă botca și atunci nu-i de calitate, categoric. În condițiile astea, să spunem după 4-5 zile, facem o vizită la acest stup și dacă constatăm că botcile întârzi să apară sau au apărut, dar vedem că e larvă deja, înseamnă că nu au luat-o la nivel de ou. Da? Acum, ce se întâmplă? Putem întârzia chiar până la o săptămână, nu e nicio problemă. Între timp, ultimele ouă care au fost depuse de matcă, ultimele ouă din momentul în care am ridicat-o, după o săptămână, larva ajunge în a 7-a zi. Ori în a 7-a zi, deja 3/4 celula. Celelalte, majoritatea, sunt căpăcite, nu? Celulele căpăcite sau ecluzionează foarte mult albină. Femeile de Varroa, care, dacă eventual sunt în panică totală, pentru că ecluzionând, ele nu au decât foarte puține celule de albină care să ajungă în a 9-a zi, nu? Care se bage, da. Care să-și dea drumul să bage. Și atunci, în condițiile astea, simt nevoia să se ducă acolo unde mirosul este de larvă. Că trebuie să înțelegi un lucru, Mihai. Femeia patrulează pe deasupra celulilor și așteaptă momentul acela de vârf când larva crește cap-coadă, nu așa crește, da, în celulă, și în momentul în care se alungește în celulă, ocupă toată celula alungindu-se, atunci se deschide și își dă drumul, nu? Prin, da, deschidătura care o lasă. Ei bine, trebuie să spun că ele se zic că sunt din ce în ce mai puține șanse să prindă un loc, hai să spunem așa, să prindă un loc, atunci vor naviga în partea asta, în buzunărel, unde matca ouă și își face treaba. Da? Parcurs mai cade și... Asta e. Le supun la un moment foarte dificil, acela de a trece prin grilă, gril Hahnemann, sau chiar dacă nu am luat gril Hahnemann, da, eu pot să o iau prin spațiul acela de la grilă care îl avem acolo și atunci știi că sunt și culițe, spații de 12 mm, cum am explicat, nu? Grila asta chiar îmi poartă numele. Da. Asta e și ideea invenției. E bine, și în momentul în care sunt nevoite să plece de acolo, ca să ajungă acolo, o parte din ele cad. Da? Da. Dar cele mai multe se lovesc de oferta cea mai generoasă, e vorba de hrănitorul care are făgurelul de desubt și atunci va fi populat aici și va fi o treabă deșteaptă. Deci eu practic forțez mâna acum pentru ca să fac și o deparazitare în condițiile în care avem acest lucru, da? Dacă suntem infestați, facem deparazitarea dirijată, forțată. Oferim condiții prielnice pentru ca femeile de Varroa să navigheze în zona în care se află capcana și atunci toată treaba merge excelent. În paralel cu creșterea de boci. În paralel cu creșterea de boci. Așa este noutatea pe care vreau să vă prezint. Acum, secretul este aici câte rame punem cu puiet, matca pe care o aducem din față în spate, încât să oferim clar condiții pentru ca albina din față să apuce și să tragă boci. Deci aici e o poveste. Aici însă prima care am făcut-o a fost această familie și am zis eu, băi, să nu o las chiar singur acolo, am pus vreo 3 sau 4 rame. Ei bine, în condițiile acestea albina a fost destul de aproape cu cea din partea cealaltă, matca s-a mișcat în toată zona, chit că a fost mai izolată, n-a fost atât de alertată să construiască boci. Și atunci am venit acum și am rezolvat problema punând o ramă, o foaie, ca să o depărtez și mai mult. Da, da. Da? Iar aici, am avut-o aici în spate și aici am venit cu o ramă care a fost în spate cu o proaspete de o zi. Ai înțeles ce am făcut în condițiile astea? Da, ca să-i dați, să crească de la nivel de ori. Exact! Asta e rama pe care eu o aștept să-mi crească boci pe ea. Da? Deci sunt... Eu a fost o foaie, da, iată că a început să o crească, dar matca o și bătut pe ea. Deci matca o bătut încât avem o proaspete. Sper să le vadă vizitatorii noștri. Sunt așa pe fundul celulei, greu de văzut, dar ei care au ochiul mult mai... Iată, să văd, tu le vezi? Ia o ramă în mână, ușor, ușor, mișcările trebuie să fie cât de lente. Sunt foarte finuțe, foarte mici. Se văd, da, da? Micuțe. Da, 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 cât... De prima zi, a doua zi, știi bine cum se întâmplă, a treia zi abia se culcă, da? Și după încep să ecluzionează larva din nou și în 6 zile iese umple celula. Da? Deci acestea sunt puse de mine, clar, luate din spate, știu sigur că la nivel de ou, de aici bocile vor fi de calitate. Am foarte mult aldoica aici în față, care îmi va crește și va da drumul la niște boți de valoare. Deci, Mihai, hai să recapitulăm. Ce lucru minunat fac în clipa asta? Mă duc cu captarea Varroa, nu? Oferind femeilor de Varroa condiții, în ghilimele, prielnice pentru ca să alerge spre capcană, să-și continue activitatea lor și în același timp voi da drumul și la creștere de boci, încât aici când ajunge în bot ca să fie coaptă, punem o diafragmă aici pe mijloc, da? Da. Și decupăm o botcă, una, două pentru partea asta și în felul ăsta o să avem și în stânga și în dreapta, nu? Boci. Da. Dacă avem suficient albin și de aici putem lua, putem duce și în roniță o ramă, două cu puiet, care e gata de ecluzionare. Dacă să nu-i dăm de lucru. Sigur că da. Și acolo venim cu o botcă tot de aici, nu? O botcă gata de ecluzionare, cum am făcut, am băgat-o în partea asta, o bagăm și sus. Și în felul ăsta ne dăm drumul la creșterea 3 măci. Da? Una, două și cea de sus, 3. Cu deparazitarea de care am povestit. Da, da? Dar este foarte important să optimizăm aici. Să vezi Ce am făcut mai departe? Dacă aici am avut într-un fel greutăți A fost prima familie și n-am echilibrat cum trebuie, mergem mai departe și o să vedem în altă parte cam... Știi ce am făcut acolo? Am văzut că se adună acolo. O greșeală. Dar de ce se adună? Fiindcă am prins o albină. Am omorât o albinuță și dacă am omorât-o, iată, sunt probleme în condițiile astea. Deci, vezi, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Foarte atenți. Să vadă ce s-a întâmplat acolo. Da. O venit în ajutor. O sărit în ajutor, albina. Acum să punem folia aceea. Și ușor, ușor o să punem și diafragma, țita deasupra și iată. Da, uite așa. Și vreau să o pui cât se poate de... Așa. Acolo să nu mai omorâm albine. Uite așa, așa. Și cam puțin. Uite așa. Uite și gata. Asta au plecat și am terminat povestea. Punem și în spate. Iată, asta a fost discuția de aici. Acum o să mergem la un altul. Așa. Punem capacul, punem tot ce știi tu acolo, ce ai văzut că trebuie făcut. Acum am să te rog să filmezi tu și ai înțeles ce lucru trebuie să faci. Deci cât mai e să nu faci mișcări bruște. Așa. Și acum, aici am fost mai inspirat și am zis, n-am să mai... greșesc să pun mai multe rame, și am pus doar 2 și am pus 3 foi după aceea. Da. De-aia, cum să spui, ești într-un dialog continuu cu albina, încerci tot felul de lucruri. Acolo am gândit într-un fel, pe urmă, mergând, am zis, nu, 2 i-ajung și am pus 3 foi, Mihai. Deci 3 foi puse. Iată că una... Ei, acestea constituie un fel de zid. Da? Deci matca rămâne izolată foarte tare față de față. Eu mă aștept ca în față acum să fi dat drumul la boci. De ce? Pentru că am făcut chestia asta destul de atent. Am izolat-o. Ea a perceput mai bine izolarea, nu? Și lipsa măcii din partea aceea. Acum o să vedem exact ce se întâmplă. Pe asta îl studiem cu atenție. Iată rama asta. Pe partea asta a început să o crească, da? Deci albina o crește. Pe partea asta încă nu s-a apucat. O să o întoarcem. Așa. Da, să o oferim la crescut și o punem chiar lângă hrănitor. Așa. Iar rama asta altă e deja crescută. Eu sper că și ouatul. Iată că revedem matca pe ea. Ai văzut-o? Da. Așa. Toată o depus ouă peste tot. Deci tot unde au lucrat, iată, eu rămas colțul ăla, vezi? Da, rămas colțul ăla nelucrat, dar cât de curând îl va termina. Și fața asta altă, chestia perfect lucrate. Aici, deci și au fost aici o foaie, aici chiar o ecluzionat. Deci a patra, a cincea zi sunt larve aici. Iată, frumos, foarte frumos lucrarea făcută. Vezi, cu celule până de albină, până la margine, până aici de jos celulă de albină și tot așa de bine sus celulă de albină. Da? Celulă de albină. Asta se întâmplă, că dacă ele au nevoie, să spunem, le frământă problema roitului, acest lucru îl rezolvă foarte ușor în hrănitor sau rama capcană, acolo își rezolvă toată treaba. Mihai, cum gândim? O întoarcem pe asta, care are chiar larve în creștere, și o punem lipită de fața ramei cele care nu-i deloc crescută. Știi cum? Imediat se agață de ea, da? Și o va crește. Iar foaia, să vezi acum ce-i facem, o să o băgăm între. Deci foaia care era la margine, o să o băgăm între. Ca și pe asta să o ia la crescut. Da? Ei, cam așa trebuie gândit. Acum să vedem cam care este rezultatul în interior. Adică să vedem dacă acolo s-au dat drum la boți, pentru că se pare că lucrarea aici am făcut-o mai deșteaptă decât dincolo. Faptul că am venit numai cu două rame, din cuib, se văd astea două și cu trei foi, e mult mai interesant să facem așa. Așa că le propun celor care merg pe biostup, mai ales celor care au familia bine dezvoltată, chiar înainte de salcâm, e bine să retragă două rami în buzunărel, să vină cu trei foi lângă, pentru că pe perioada culesului scoatem din priză matca, da, ca să nu mai depun ouă și așa, și atunci albină suficientă să plece la câmp. Deci sporește, practic, producția. Deci apicultorii fac în felul următor. Înainte de cules, uneori izolează matca, pentru ca ea să nu mai aibă obligația să crească puiet. Da? Sunt matca, sunt numai ouă. Da, să o iasă cât mai mult. Iată că biostupul, exact, sarcina creștere puietului să existe într-o proporție mai mică și atunci mult mai multă albină pleacă la câmp. Iată că biostupul oferă o șansă extraordinară, pentru că tu, în momentul în care îți propui să izolezi matca, o duci înspre buzunărel, aici o plasezi, e pus așa, ea își face treaba cu grupul de albină, începe să lucreze și pe rampa de zbor de la buzunărel, da? Este important și acest lucru de menționat. Deci rampa de zbor lucrează, sunt deschise toate cele trei rampe de zbor. Acum, curiozitatea mare este să vedem dacă aici va mai trebui să mai viu cu o ramă cu ouă proaspete, să o plasez acolo, dacă a pornit sau nu creșterea de boci. Da. Pentru că eu am forțat mai bine mâna aici, nu? Adică am rupt legătura mult mai clar dintre legătura între cuibul de bază și matcă. Matca fiind chiar departe de familia de bază. Dar, repet, albina circulă. N-am pus grila cu diafragma cu patru ochiuri. Da, da, e dată jos. Da. E rămas numai grila. Da? Albina circulă cu multă ușurință, pentru că m-am gândit la următorul lucru, Mihai. Dacă aș fi lăsat Hahnemann și să treacă pe acolo, femeile de Varroa, atrase fiind, ar fi trecut cu mult mai multă greutate, știi? Adică trebuia să caute chiar pe acolo, pe unde nu-i la îndemână. Și așa am lăsat deschis complet. Da? La asta m-am gândit. În plus, ar fi fost o orfanizare forțată. Da, da? Deci forțat. Nu ar fi fost o treabă deșteaptă. Da, ia să vedem acum ce ni s-a întâmplat aici, în familia de bază. O să încercăm să vedem exact cum stau lucrurile. Prima ramă este un pic mai greu de scos, dar nu e imposibil. O să o scoatem. Era bună de alta pipă? Nu avem. Avem și pe aici. Însă eu mă folosesc de un cuțitaș mult mai la îndemână. Nu mai aveți acum legat de brâu. Așa că l-am mai cuțit, da? Maicile mi-l țineau așa, se spuneați domnul profesor. Îl aveați cu dumneavoastră aici? Da. Aici o băga și miere, văd că? Da. Gata căpăcită. Da. Este o ramă care a fost bătută cu puiet când am plecat, când am băgat noi. Da, uite, vezi? Chiar am stricat eu câteva acum. Ideea este că nu-i bine ca rama asta pe care s-o tras voi să se la margine. Vezi? Da. Deci aici o lua semnalul mult mai bine. Avem și aici botcă în creștere, da? Sunt exact clare lucrurile aici. Vezi că avem larvă, ultimele ouă pe margine acolo, cam a 4-a, a 5-a zi să fie așa pe acolo. Și dacă ne uităm la, larva din de acolo, din botcă, tot așa este. Deci este simplu că luat-o la nivel de ou și asta ne bucură foarte mult. N-am să o mai pun în clipa asta, să o mai pun la margine, că am învățat un lucru. Nu-i bine să stea la margine, că ai văzut ce se întâmplă. Poate există riscul. Nu numai că răcește. Există riscul să se lipească și când o tragi, strici botcile. Să rupă botca. Da. Deci e bine să fie un pic mai, măcar a doua ramă. Asta vom face acum. Da. Până-s mai sunt în continuare, dar nu am rost să mai mă ocup. Important este că am constatat că lucrurile sunt corecte în clipa în care faci această separare mai atent cu 2-3 rame în spate acolo la matca izolată cu foile acestea, da? Deci pare să fie o treabă mult mai reușită, mult mai deșteaptă. Da? Deci vezi, asta... Ce-ai pățit? Înțepat? Înțepat, bună? Nu. Îmi pare rău. Îmi pare rău când te-am înțepat. Ca să dai tu seama ce... Să știi că ai fost pe aici. Da. Dar eu sper că până când o să pleci, să se întâmple acest lucru. Nu, sper să nu. Sper să nu fie așa, da? Scap de reumatism. Așa. Deci, asta e povestea de aici. Deci, dragilor, cei care mergeți pe Biostup și urmăriți tehnologia ProfOnline, ați înțeles acum că este important, foarte important este să o izolăm cu 2 rame, 3 punem foi. Ce spui, Mihai? Facem acest lucru concret? Să ne ducem la o familie acum, care, să spunem, e una singură și să facem această poveste exact așa cum am spus-o, nu? Da, sigur. Să vadă tot omul ce și cum gândim. Exact. Da, așa facem. Pentru că eu am și foarte mult timp așa ca să fac lucrurile acestea, dar ei merită, toți cei care ne urmăresc, merită să află tot ce este interesant și bun pentru ca ei să reușească. Eu am atâta preocupare pentru ca să-i pot sprijini pe cei care merg pe Biostup și mai mult pe cei care nu au plecat să-i pot determina să vină, pentru că numai așa, văzând care e performanța aici, și ei pot să se apropie ușor, ușor. Totul depinde de modul în care îi putem convinge. Așa că hai să mergem pe linia cealaltă, linia cealaltă este familia la care mă gândesc că acum să mergem să ajungem să operăm, da? Să-i facem ceea ce am promis. Acum am mai avut o tresărire când ai venit cu cățelul de aici, nu? Nu mi-a fost frică și așa. Da, voi ați venit, m-ați anunțat, dar ați găsit poarta deschisă și... Da, dar am întrebat la poartă și spus că-s spate. Sigur, acolo. Și a avut și... Nu mai sunăm, că nu, dacă ți-ați mâinile prin stup, zic că e cam greu să mai scoateți telefonul, da, să mi-ai răspundeți. Da. Deci facem această treabă. Aici avantajul mare este că lucrăm, nu știu, ne folosim de mașină, adică toate problemele care avem sub acoperiș. Foarte mulți au zis așa, domnul profesor, din ruina aceea i-ați dat viață la o zonă aceea care era părăginită de nimeni, nu se mai putea apropia. Și auzeam pe mulți, deci acasă am să-mi fac și eu așa, nu așa de mare spațiu, dar și mai micuți acolo, se poți lucra printre, stai stânga-dreapta, cum faceți dumneavoastră, deci este extraordinar. Deci și când plouă, dacă e o urgență, puteți interveni. Sigur că da, deci este minunat, așa ca să nu... În câmp stai cu stupul descoperit, vine un pic ploaia, ai fugit rapid. Da, asta la lucrarea neterminată. Da, asta e apicultura, în final. Nu... E plăcut oricum, în orice condiții. Da, da. Acum o să mergem pe aici undeva, dar o să ghicesc pe familia aceea, să văd care e cea care să-i facem operația așa cum am promis. Voi era mai ușor dacă i-aveați toți numerotați, trecut în caie. Da, dar fii atent, atâtea lucruri am de făcut, atâtea lucruri sunt încât nu știu unde s-a ajuns prima dată. Hai, pe aici undeva. Ce activitate aveți aici? Da. La albine. Da, da, da. Ce mișcare. Da. Asta, asta. Deci de un an de zile... Da, pe până v-am descoperit pe dumneavoastră și alte filmulețe am vizionat, da. Și cu mulțire, cu cutiile Nicot, cu mai multe. Deci, dar practic, ideea de a te apuca de apicultură când a venit? De la cine, cum, în ce împrejurare? De la niște cunoștințe de ale mele, niște neamuri, o ravă mai de mult și au renunțat, fiind mai în vârstă, la plăcere, nu știu. Da, știi, dacă ajungi să, așa cum spun, Dacă o faci din dragoste, iese lucrul. Da. Dacă ești numai cu gândul la câștig, n-ai făcut nicio... Renunță câteva. Am văzut eu stupul atunci, am zis, gata. Cam de atunci am început să mă uit la filmele astea. Dar pe le-am luat de la capăt. Da. Deci, aici... Hai să cercetăm, să zicem, dacă matca am izolat-o sau nu. După părerea mea, nu am izolat-o, dar să ne convingem. Deci este singură familie, nu? Așa. Nu, nu cred că este izolată. Și albina a venit din față. A populat zona de aici și atunci noi să facem așa. O să încercăm să ne facem loc. Uite, așa facem. Poate în ramele astea de aici. Profităm de spațiul ăsta, altfel am găsit o altă idee. Era bună o roință, s-a văzut dumneavoastră? Da. O roință sau lădița apicolă. Apicolă, da. Este chiar aici, lângă noi, parcă știam. Iată, ca lângă mine. O vezi în spatele meu? Da, n-am izolat-o. Aici e băgat miere, da? Aici cred că e și păstură sau nu? Da, și o pic de păstură, ai dreptate. Hai să le arătăm vizitatorilor noștri ce înseamnă păstura. Păstura înseamnă polenul macerat, aranjat, pus acolo în... Da. Pus la fermentații și doar 3 sferturi celula plină, vezi? Aici este miere, unii lucește. Da, unii da? Plină. Da, unii 3 sferturi e da. Păstură. Acolo o pregătește da. Și da, da, da. O căpăcește la jumătate. Deci albina o folosește și la, în timpul activității la... Da, dacă are miere mai multă de colectat, de cules, da, o bagă și peste. Sigur, sigur, așa este. Bagă și peste păstura acolo. Da. Deci dacă are șansa să fie un cules puternic, așa am zis că și pe asta să o scoatem. Așa și să ne creăm spațiu pentru... Ce liniștitor aici. Da? E parcă stai pe malul mării și asculți susul acela, valurile spărgându-se. În arăpsoții, din cauza că a devenit alergică, o stresează zgomotul ăsta. Eu pur și simplu chiar mă odihnesc. În clipa în care deschizi un stup și că ai pătruns aici, este cel mai pur aer pe care îl putem descoperi, să spunem, oriunde ne-am duce. Pe o rază de 2 metri este aerul purificat și este ventilat de albin și este extraordinar. Mai arată 23 de minute. 23 de minute mai avem. Da, și arată. Bateria. Da, mă, se descarcă repede. Ce-o fie vrem, ce-o fie. Atâta e, Cătălin. Măcar ne-ar ține să o rezolvăm. Și asta e tot o ramă. Deci matca n-a fost izolată, da? Nu. Suntem convinși de asta. Hai să o punem pe asta. Lădița asta pe la... S-a crescut și foborelul de prânz. Da, 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 da. Deci lucrarea e foarte, foarte deșteaptă de aici. Deci hai să le arătăm că a început captarea Varroa. E posibil marca să o găsim chiar pe aici. Cam aici ar trebui. Celulele sunt mari, sunt celule de... De trântor. De trântor, toate sunt de trântor. Sunt și o câte acăpăcite. Da, 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 da. Aici văd că nu e marca. Nu este.